asta e pe înregistrare, da? Simțit în largul meu, vinul și
și dreptatea și cuvântul. Noi credem în Dumnezeu, n-am făcut la nimeni rău, dar avem un jurământ să apărăm acest pământ. Pentru noi. Da, nu mai bine cu spatele, nu mai bine cu... Ah, bun, bun, hai mersi. Uite acolo, lângă steagul. Sărbuna, tante Maria, sărbuna, bine ați venit. Sărbuna. Ce v-am găsit, mă bucur că mă sunt. Ciao, ciao. Mai mergi-mă acolo pe scaun ca să stai jos. Bine, vedi, nu vrei să stai jos? Sărbuna, sărbuna, doamna. Laurian, ne-a vrut să ne povestim o veștiță. Da, bine, bine. Domnul Laurian, vă propun Cristina, tot ce înregistrezi aici va fi dat pe Facebook. Și tot marșul, să știi că l-avem. Doamna Maria, Băi, patriotule, ce faci, patriotule? Tu ești patriot, tu ești cu steagurile. Alex, trebuie la mami, trebuie la mami. Tu n-auzi? Alex, trebuie la mami că nu te mai filmezi dacă nu vii lângă mami. Dar și-o pus să trage tot.
Dar ce chem îmi interesează pe tine? Întrebă, nu mă rog, nu trebuie nimic. Este că s-au luat acolo. Bună ziua! După cum bine știți cu toții, a intrat deja în tradiția orașului ca sâmbătă, înainte de sărbările naționale de la Țebea, să omagiem personalitatea celui care a fost și este eroul nostru național, Avram Iancu. În organizarea primăriei municipiului Brad, împreună cu poetul Laurian Stănchescu, inițiator al marșului național Avram Iancu, ne reîntâlnim astăzi cu brădenii. La manifestarea aceasta, alături de domnul primar Florin Cazacu, alături de domnul viceprimar Vasile Podaru, de consilier local, suntem onorați cu participarea de către domnul Fabius Chiseli, prefectul județului Hunedoara, iar alături de aceștia, alături de Laurian Stănchescu, inițiator al acestui marș, salutăm prezența domnului Petrică Dima, comisar șef, a poetei noastre minunate, Maria Oprea, poet popular din Zdrapți, soția domnului Laurian Stănchescu, Stella Stănchescu, președintele Asociației Pensionarilor Avram Iancu Brad, Marincescu Mircea, un partener al marșului, domnul Vraciu Dorin Teodor, și un alt partener al marșului, domnul Benea Mircea. După intonarea imnului național, vom asista la un ceremonial religios, o slujbă religioasă, oficiată de părinții, preoții din bisericile din municipiul Brad, părintele Jorza, părintele Stan și părintele Mihai de la bisericuța mică de pe strada liceului, Tomodan, așa, Todoran, pardon, iertați-mă, azi l-am cunoscut, avea, și veți asculta de asemenea alocuțiunile prezentate de oficialitățile prezente. În final, un spectacol folcloric, doi talentați interpreți pe care deja i-am văzut aici, Teodora Petruț și Mihai Cetean și probabil și alții, mai tinerei puțin. Vă dorim o zi frumoasă și să sărbătorim în liniște aceste zile, astăzi și mâine, să ne reîntâlnim cu prietenie și cu drag și calm și patriotism la Țebea. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea,
ține vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ce la ce cu adâncul înțelepciune, iubirea de oameni toate de folos tuturor le dăruiești, Onule ziditorule, odihnă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, și ziditorul, și Dumnezeul nostru. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune, Ți auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Avram Iancu, eroul național, și robii lui Dumnezeu, eroi ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în închisori, în lagăre și în deportări, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru adevăr, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să le așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, Avram Iancu, eroul național, în loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul,
că Tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului Tău, Avram Iancu, eroul național, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Hristoase Dumnezeule, sufletul adormitului robului Tău, nu este durere nici întristare. Domnului să ne rugăm, miluiește, că Tu ești învierea, viața și odihna sufletului adormitului robului Tău, Avram Iancu, erorul național, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintioasă. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu putătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor Sfinților. Sufletul robului său Avram Iancu, eroul nostru național, eroii și martirii neamului nostru românesc ce sunt mutați dintre noi cu neamul oricine a dormit, în corturile dreptul să-i așeze, în sânul Avram să-i odihnească și cu dreptul să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul ăia adormitul robului Tău, Avram Iancu, erou național și fălui veșnică pomenire. Lui din neam în neam și fălui veșnică pomenire. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate domnule prefect, stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, stimate domnule Laurean Stănchescu, stimatelor autorități,
și iubiți credincioși prădeni, an de an am obișnuit să ne aflăm în fața acestei statui care îl reprezintă pe eroul nostru național, Craiul Munților, Avram Iancu. Și iată-ne și în această zi, de data aceasta, de 8 septembrie, o zi extraordinară, deosebită, dăruită și de Dumnezeu cu multă lumină și soare de toamnă, dar și cu un praznic ales pentru sufletele noastre. Primul praznic de la începutul anului bisericesc, nașterea Maicii Domnului, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Iată cu ce începem un nou an bisericesc. Cel civil se începe la data de 1 ianuarie, dar în biserică îl prăznuim acum în venirea noului an bisericesc la 1 septembrie. Este de o săptămână deja venit peste noi. Și cu acest cel mai mare praznic frumos, înălțător, deosebit pentru creație, nașterea Maicii Domnului. Este ceea ce a oferit mai minunat și frumos umanitatea lui Dumnezeu, cea mai sfântă și pură ființă care a avut privilegiul de a ni-l aduce pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care va mântui omul care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și întreaga creație. Trebuie să ne bucurăm în această zi, pentru că este o bucurie generală pentru Maica Domnului. Sfânta Treime însuși se bucură. Se bucură și îngerii, pentru că cea care se naște astăzi este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Se bucură toți sfinții. Ne bucurăm și noi, creația Lui, de venirea Maicii Domnului, de nașterea ei. Dar să ne bucurăm și de acest moment pe care emoționant îl trăim, an de an, aici în fața acestei statui care îl reprezintă pe creișorul nostru, pe Avram Iancu. Și parcă cu emoție trebuie să spunem că în urmă cu 146 de ani, foarte mulți oameni, repede și instantaneu din toate părțile, s-au adunat pe 13 septembrie ca să-l conducă pe ultimul drum pe creișorul munților Avram Iancu. Și un sobor ales de preoți din diferitele părți veniți, 36 la număr, cu cei doi protopopi ai zonei, protopopul Nicolae Mihălțan și protopopul de Hălmagiu, cel care îl omagiază pe Craiul Munților și eroul național, a fost protopopul Nicolae Mihălțan, care ne-a lăsat și o gramatică românească și era să sufere de pe urma elogiului care l-a adus lui Avram Iancu. An de an nu trebuie să-l uităm și ne bucură că brădenii, prin urbia noastră, cu domnul primar alături și cu noi toți, să-l pomenim aici, printre noi brădenii, pentru că a iubit această zonă, născut dincolo de munți, pe Valea Arieșului, aici și-a dorit să-și doarmă somnul de odihnă veșnică, lângă gorunul lui Horia, la Țebea. Și aici, printre brădeni, când a apărut lumina, făclia luminii a gimnaziului în 1869, Craiul Munților Avram Iancu era prezent. Și ne bucurăm de lucrul acesta, că avem acest focar de învățământ inițiat de cel care a devenit și sfânt, Andrei Șaguna, și un protopop cu nume mare de atunci, Iosif Bașa, între care era și Avram Iancu, Craiul Munților. Și noi astăzi ne bucurăm că suntem la acest praznic și mai ales că a coincis cu pomenirea și părăstasului Avram Iancu. Să avem în mintea noastră, a fost un om vrednic și ales. Și mulțumim celui care a fost și este printre noi și a umblat și de sculți de la casa lui Avram Iancu până aici, la noi la Brad și la mormântul său la Țebea și se află cu noi.
domnul Laurian Stănchescu. Un gând cel mai ales din partea noastră ca slujitori și a noastră tuturor, îl înălțăm în fața bunului Dumnezeu. Toate faptele minunate și deosebite ce le-a făcut să-i fie spre pomenirea eroului național. Și noi să nu-l uităm. Merită să nu-l uităm. Este în inimile și în sufletele noastre. Amin. Permisiunea dumneavoastră, doresc să salut prezența la sărbătoarea acestei zile a domnului Aurel Circo, consilier județean, precum și a unui număr mare a consilierilor locali. O să o invit la microfon acum pe doamna Maria Oprea, un exemplu de patriotism local și nu numai, un exemplu despre cum trebuie să fim noi, cum trebuie să fie tânăra generație, un exemplu despre cum se poartă și la această vârstă înaintată, aș putea spune, cu mândrie și demnitate, costumul popular moțesc. Doamna Maria Oprea, poet popular din Zrapți. Bună ziua, dragii mei brădeni! Vă zic multă sănătate, an mai bun să vă dea bunul Dumnezeu și toți aveți în proiectele dumneavoastră de realizat să duceți la bun sfârșit. Mă bucur că azi, la acest mare eveniment istoric, mă aflu și eu alături de dumneavoastră, alături de preasfinții părinți, ca să putem sărbători acest eveniment istoric care indică memoria marelui erou și martir a munților apuseni, a țării morților și a țării Zărandului și numai puțin a întregii națiuni a României. Permiteți-mi acum, dragi brădeni, cât că activitatea mea profesională a fost în domeniul mineritului, mi-a plăcut foarte mult să pun în versul neopopular viața păranului român și viața eroică și grea a țării morților. Și acum, permiteți-mi ca după puținele puteri care le mai am la această vârstă de aproape 83 de ani să pot să vă recit una din creațiile mele. Sus la Vidran Apuseni, frunzulită din poieni, sus la Vidran Apuseni, creștea mândru voinicel, ader, înalt și spintenel. Dar voinicul cum creștea, necazul îl copreșea. Și văzând că viața-i grea, ură de dușman prindea. Și cel mândru pui de moți, nu dormea zile și nopți. El tot sta și cugeta, din piept tânăr suspina, de jalea părinților și de mila moților. Dar ia în cuvite astețor, crăișorul munților, voinic din țara de piatră, cugetă așa deodată și murg, sprinten și alegea și coama ionetezea, cu moții se sfătuia de luptă îi pregătea. Iancule, dar nu ți înșele, striga mama cu durere. Iancule, de ce n-asculti? Să nu pleci pribeac prin munți. Dar Iancu nu asculta, de luptă se pregătea. Șerparul la brâu punea, sumanul de gât lega,
cuș mă în cap și o aranja, murg, sprinten, încăleca, și-a plecat mândru setor pe cărarea munților. Sus în munți, stătea ascuns și îmbrăca piele de urs. Dușmanul de-l urmărea, portfoagele le-ntorcea, pe dușman îl înșela, cale invers îi dădea. Și când ian cu un buț îmi suna, pe morți din văi îi chema. Morții sus în munți urcau, cu iancu se întâlneau, de luptă se apucau, dușmanului foc dădeau. Morții stâncile surpau, copatii îi răsturnau, și-au luptat ei ani și ani ca să scape de dușmani. Iancu de nu mai putea, în munți iar se retredea, murgulețul mângâia, setea gâtului sfârșia. Dar o zână încântătoare se umbla prin codru mare, la izvor se cobora și apă în ulcior lua, pe iancul căuta și setea i-o stâmpăra. Zâna-n munt se retredea, din suflet cu greu opta, de frica dușmanilor și de jala morților. Iancu de n-a mai putut, mormânt singur și-a cerut, la țedea sub un gorun, unde marele tribun îl sfârșește a lui drum. Între două tunuri mici, doarmeați printre alți voiniți, dar morții nu s-au lăsat și mai departe au luptat pentru neam și pentru țară și dușmanii alungară. Azi, în file de istorie, scrisei a morților glorie, vitejia morților, scrisă în stânca munților, nu se șterge niciodată, ea rămâne neuitată și pe zeci va deni în inima celor vii. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați pentru emoțiile. Da, să sperăm că ultimele versuri ale Mariei Oprea se vor adeveri și că peste generații, într-un viitor chiar foarte îndepărtat, memoria lui Avram Iancu va rămâne vie, nu numai pe aceste locuri, ci și în întreaga noastră țară. Maria Oprea, vă reamintesc că a fost prima femeie maestru miner de la întreprinderea minieră Barza și pe lângă activitatea profesională, iată, și-a făcut timp și să scrie versuri și să țeasă, să coase. Are o impresionantă colecție de artă populară la căsuța ei din Zrapsi. Mulțumim, Maria Oprea, și o memorie extraordinară la 83 de ani. Dar Maria Oprea nu este singura poetă de astăzi. Alături de noi se află poetul Laurean Stănchescu, îmi cer scuze, inițiatorul Marșului Național Avram Iancu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, căruia o să îi dau cuvântul în continuare. Plecăciune, Sfinți Părinți, domnule primar Cazacu, doamna Leuceanu, domnule viceprimar, domnule prefect, Șechelii, sunt extrem de bucuros că astăzi, de ziua Sfintei Marii, am ajuns cu Marșul Național Avram Iancu la Prat. Este a opta ediție, îmi pare rău că sunt în scaunul acesta, la anul voi fi de picioarele mele. Din nou, astăzi vreau să vorbesc despre legătura mai puțin știută dintre Avram Iancu și Mihai Eminescu. Am răscolit toate arhivele Academiei Române, multe arhive, inclusiv
Am avut o legătură de prietenie cu nepotul lui Mihai Eminescu, pe care l-am cunoscut prin anii 70, vorba de Gheorghe Eminescu, băiatul lui Matei Eminescu. Dânsul mi-a dat niște documente absolut extraordinare din arhiva Eminescu, care au apărut în această carte. Și vreau să vă vorbesc despre legătura, cum spuneam, mai puțin știută dintre Avram Iancu și Mihai Eminescu. La 16 ani, Mihai Eminescu pleacă de la Cernăuți spre Blaj. Se oprește în Câmpia Libertății și aduce un obanj lui Mihai Eminescu. După aceea, la foarte mulți... Așa, încă un lucru demn de știut. Ei au fost contemporani 23 de ani. Foarte puțină lume știe sau realizează că Mihai Eminescu, împreună cu Avram Iancu, a fost contemporan 23 de ani, luptând pentru același ideal. Mihai Eminescu a murit chiar pentru Transilvania. Ce se întâmpla? În anul 1883, Mihai Eminescu denunță un tratat ultrasecret dintre Imperiul Austro-Ungar, Germania și România. Adică, Transilvania trebuia cedată Imperiului Austro-Ungar. Eminescu a aflat, a denunțat în toată presa europeană, era unul dintre cei mai mari ziariști ai Europei. În aceea zi, Imperiul a declarat, a rupt legăturile cu România, a declarat război pentru 48 de ore României și Eminescu să-i potolească. Eminescu a fost arestat și declarat nebun, să se fie decredibilizat. Iar în 1889, Eminescu este ucis pur și simplu în această carte făcută numai din documente. Veți afla adevărul despre cum a fost ucis Eminescu, cine l-a ucis și de ce l-a ucis pe Mihai Eminescu. O altă legătură extraordinară pe care Eminescu, o stimă și o onoare pe care Eminescu avea față de Avram Iancu este că în 1882, pe 24 ianuarie, Mihai Eminescu înființează Societatea Carpații. De ce 24 ianuarie 1882? Se împlineau 10 ani de la moartea lui Avram Iancu. Și pentru acest lucru, în onoarea lui Avram Iancu, a înființat această societate culturală, Mihai Eminescu. Acum să ne întoarcem cu voia domnului primar și a domnului prefect, dacă se poate să lansăm această carte în toamnă, pentru că e o carte, e prima carte care spune adevărul despre Mihai Eminescu, prima carte care a apărut și spune adevărul adevărat despre Mihai Eminescu, numai din documente făcute, are 350 de pagini și cu voia dumneavoastră, dacă vreți să o prezentăm aici, ar fi absolut minunat. Mulțumesc frumos! Acum să ne întoarcem la Avram Iancu. Cu ani, cu foarte mulți ani în urmă, cu vreo 10 ani în urmă, am luat hotărârea ca să mă lupt pentru memoria lui Avram Iancu, dar la modul acesta public. Și drept urmare am inițiat în Parlamentul României un proiect prin care Avram Iancu să fie recunoscut ca martir și erou al națiunii române. Prima dată a trecut proiectul ca martir și erou al națiunii române, a ajuns la Iohannis, la Cotroceni Iohannis, a refuzat să semneze această lege și după aceea s-a întors în Parlament, a trecut proiectul până la urmă, Avram Iancu devenind erou al națiunii române. Eu vreau să mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi domnului primar, domnului prefect și îmi cer scuze, domnule prefect, dacă v-am rănit vreodată, eu îl iubesc atât de mult pe Avram Iancu, încât Avram Iancu trece peste sufletul meu și peste viața mea personală. Îmi cer scuze și vă rog să mă iertați. Domnule prefect, vă rog să mă iertați dacă... Dar nu a fost niciodată... Iubirea mea pentru Avram Iancu e atât de mare încât nu mă pot opri din a-l slăvi mereu pe Avram Iancu. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc din suflet. În calitate de organizator, domnul primar Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, va rosti pentru dumneavoastră câteva cuvinte. Preacucernici preoți, domnule prefect, domnule Laurian Stănchescu, distinsă doamnă Maria Oprea, iubiți brădeni, suntem în al 8-lea an de când am ales ca alături de Laurian Stănchescu și alături de comunitatea noastră brădeană
ca în ziua de dinaintea sărbătorii de la Țebea, aici în Parcul Libertății din Orașul Nou, în preajma statuii lui Avraam Iancu, să aducem un bine meritat și pios omagiu Crăișorului Munților. Este firesc, este normal ca în luna septembrie, înainte de sărbătoare, să ne oprim preț de o clipă din tumultul vieții zilnice și să reflectăm asupra personalității marcante a celui care a fost, este și va fi veșnic, Avraam Iancu. Spunea Avraam Iancu într-una din scrierile sale: multă lume am umblat, dar țara mai frumoasă ca țara Zarandului și oameni mai primitori și ospitalieri ca aici n-am întâlnit nicăieri. Iată cum a lăsat Avraam Iancu, mult peste ani, pentru noi toți, urmașii lui din această zonă, o caracterizare cu totul și cu totul deosebită. Ori față de acest om, care acum 150 de ani ne-a acordat un respect. Cel care prin lupta lui, sacrificiul lui, a lăsat un testament, pe care îl voi citi mai încolo, care trebuie să fie jurământ pentru fiecare român și om politic român, cum să nu ne oprim o clipă la statuia lui și să aducem omagiu? Ar fi o blasfemie și de aceea vreau să vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți că ați ales să...